Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agenda Publică. Domnilor și domnilor, de această dată, alături de mine în studioul Informația TV, se află domnul Vasile Ciocan, consilier județean PSD. Bună seara și bine ați venit. Domnul Adrian Pop, PNL, bună seara și bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și domnul Adelin Gherfaș, candidatul PNCCD la primăria municipiului Satu Mare. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Domnilor, după cum știți sau dacă nu știți, vă spunem noi, am intrat în luna în care trebuie să se definitiveze listele de candidați. La nivel de țară se cunosc peste 80% din viitorii candidați pentru primăriile din România. Mai sunt așteptate câteva nume mari la București. Unul este Traian Băsescu, fostul președinte a spus că va anunța dacă va candida din partea Mișcării Populare la Primăria Capitalei abia în 25 aprilie. Un alt nume mare este cel al domnului Călin Popescu Tăriceanu, despre care se spunea că va candida la Primăria Generală. Din cei peste 80% despre care spuneam noi că vor intra sigur în cursa pentru primării, pe unii ar putea vizita procurorii DNA, cum s-a întâmplat cu primărița din Craiova. La nivelul județului Satu Mare, cu mici excepții, se cunosc persoanele care intenționează să ajungă primari. În această seară am putea vorbi despre modul în care înțeleg partidele să-și aleagă candidații, să-și desemneze candidații pentru primării. De exemplu, dumneavoastră, domnule Pop, dacă v-ați fi dorit să candidați la primăria municipiului Satu Mare, având în vedere că nu sunteți președinte de partid, ați fi avut șanse sau v-ar fi lăsat colegii partidul? Foarte bună întrebare. Pentru că suntem, cum ați spus, în această lună aprilie și urmează definitivarea acestor liste. Este o situație ipotetică pe care ați prezentat-o. Într-adevăr, fiind un membru vechi al PNL, în circunstanța în care mi-aș fi arătat interesul față de o candidatură pentru funcția de primar a municipiului Satu Mare, pentru că această ipoteză pe care ați spus-o, bineînțeles, această intenție trebuia depusă în scris în cadrul forurilor interne ale partidului, în primul rând în cadrul biroului politic municipal, ulterior, după această consultare a biroului municipal, acestea sunt până la urmă entitățile care trebuie să filtreze aceste candidaturi, urmează biroul politic județean care trebuie până la urmă să voteze sau să avizeze propunerile care sunt făcute de birourile politice locale, din localități sau, în cazul de față, din municipiu. Acum, în momentul în care îți exprimi intenția de a candida la o poziție așa de importantă cum e cea de primar al unui municipiu reședință de județ, eu zic că trebuie să iei în considerare mai multe elemente. În primul rând, trebuie să ai o imagine publică puternică, în al doilea rând trebuie să ai notorietate și în al treilea rând trebuie să ai un sprijin intern în cadrul partidului. Sincer să vă spun, nu cred că aș fi avut lipsă niciunul dintre aceste elemente, dar eu nu mi-am exprimat o asemenea intenție. Într-adevăr, dacă ipotetic mi-aș fi exprimat o asemenea intenție, ar fi trebuit să intru în acel sondaj care s-a realizat, pentru că, așa cum știți, anumite partide politice, printre care și Partidul Național Liberal, până la urmă a venit și o directivă de la centru, de la București, pentru că s-a procedat în acest fel în marea majoritate a județelor și în speță în municipiile reședință de județ, s-au realizat acele sondaje de opinie. Acum, teoria este foarte bună, practica de multe ori ne omoară. Da, domnule Ciocan, aceeași întrebare v-aș adresa și dumneavoastră. Dacă v-ați fi dorit să candidați pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare, ce șanse aveați să vă lase partidul să candidați? Despre șansele mele pot să spună electoratul. Șansele în interiorul partidului, până la electorat mai este o cale lungă. Cel puțin în teorie există șanse egale. Deci fiecare își manifestă în raport de anumite criterii pe care fiecare partid și le stabilește. Cu toate acestea, nu există nicăieri interdicția de a-ți exprima această dorință de a candida. Desigur, ca și colegul Pop, și eu spun că pentru a candida, însă trebuie să ai câteva aturi pe care te sprijini. Pe lângă cele spuse de dumnealui, eu aș spune și
o mare experiență în a conduce grupuri, în a manageria aceste grupuri, pentru că o instituție cum este primăria înseamnă să lucrezi cu oamenii, să ai experiență în a-ți forma echipa, în a le stabili sarcini concrete pe fiecare element în parte, în a ști să responsabilizezi pe fiecare în parte, pentru că până la urmă eu aș spune că în societatea asta românească nu oamenii sunt problema. Oamenii în felul lor au o anumită valoare. Marea problemă este o constituie relațiile care se stabilesc și care ai posibilitatea să le stabilești între oameni. În raport de felul cum reușești acest lucru, poți la un moment dat să conduci și într-adevăr să ai și succese. Din punctul meu de vedere, fiecare om în felul lui, parte al grupului, element al grupului, trebuie să fie unul dintre cei mai valoroși ca împreună acest grup să fie capabil să-și atingă scopurile pe care și le-a propus. Respectiv, mă refer aici în a administra o localitate sau un oraș, un municipiu, precum este Satu Mare. Da, domnule Ciocan, ce ne-a spus noastră sună foarte bine, din păcate nu așa se întâmplă. Sau cel puțin experiența ne-a arătat că nu așa stau lucrurile. Aș vrea să vă spun, dacă îmi permiteți, imediat după intrarea în partid, deși personal aveam experiență într-un anumit domeniu, am lucrat cu oameni foarte mult, sunt și profesor, în teorie aș putea spune, mă descurc foarte bine, am realizat că îmi lipsea câteva elemente pe care le-am dobândit în practică. Elemente care nu întotdeauna sunt cele mai catolice. Acum aveți experiență, aveți de toate și cu toate acestea... Cu toate acestea vreau să vă spun că nu am candidat și nu mi-am exprimat dorința de a candida, pentru că consider eu personal că aș putea fi mai bun într-un alt domeniu. Da, la PNCCD lucrurile sunt mai simple, de regulă partidele mici își caută oameni foarte buni, la partidele mari liderul devine candidatul pentru funcția de primar a municipiului, reședință de județ, se vede, așa se întâmplă la PNL, așa s-a întâmplat și la, sau se întâmplă și acum la PSD. La UDMR identic. La mine situația a fost un pic atipică față de restul contracandidaților mei. Am fost eu ofertat și nu am trecut prin birou permanent sau nu mi-am exprimat eu în mod expres intenția de a candida la primăria municipiului Satu Mare. Noi în continuare suntem în căutare de oameni de bine, oameni de calitate, oameni care nu neapărat să aibă notorietate. Notorietate poate fi pozitivă și poate fi negativă. Notorietatea nu neapărat se explică în numărul de voturi pe care le va strânge respectivul candidat. De aceea suntem la început de drum, încercăm să atragem oameni de calibru, oameni care doresc să-și pună la dispoziția municipalității, a orașului, cunoștințele și experiența acumulată. În continuare, eu personal cred că orașul Satu Mare dispune de resursele necesare din punct de vedere profesional, sunt oameni de calitate, dar care în continuare susțin aceeași idee că nu sunt puși în valoare de către partidele politice. Sau nu au, partidele politice în sine au în interiorul lor oameni de calitate, dar în continuare nu sunt puși în valoare. Deci ei trebuie să aibă dreptul să acceadă, să-și exprime intenția de a face ceva pentru urbe. Sincer, eu cred că chiar m-am întrebat că în anumite aspecte eu sunt dezavantajat față de restul candidaților, în sensul în care am un job bine plătit, mulțumesc lui Dumnezeu, am o carieră profesională frumoasă și în continuare sper să o dezvolt, am o familie frumoasă, fericită, am doi copii frumoși, toată lumea mă întreabă, dar ce-ți dorești? De ce-ți dorești? Îmi doresc pentru că totuși orașul în care trăiesc eu și în care sper să trăiască și copiii mei să fie mai frumos, mai luminat. Cu toții ne dorim asta, dar totuși haideți să încercăm prin profesionalismul oamenilor, numai prin profesionalism. Bineînțeles, și criteriile politice sunt sau fac parte din viața societății sau din viața urbei, dar trebuie să punem accent pe oameni de valoare, omul potrivit la locul potrivit. Sunt nenumărate exemple, nu vreau să le dau acum. Iarăși, este
este de o maximă importanță. Avem posibilități, avem aceste fonduri europene, proiecte. Trebuie să punem în valoare oameni sau să punem oamenii potriviți acolo ca să gestioneze acele fonduri. La nivel de municipalitate știu că există posibilitatea de a-i cointeresa sau inclusiv de a angaja profesioniști care să-ți facă un proiect care să devină fiabil și care să aibă șanse de finanțare. Lucrurile acestea nu se întâmplă. Se pare că pierdem și trenul 2014-2020 în ceea ce privește fondurile europene. Aceasta era, ar fi fost o bună oportunitate, nu știu dacă se mai poate face ceva, o să mă interesez, dar ar fi fost iarăși o bună posibilitate de a recupera decalajul pe care satul mare îl are față de celelalte orașe din zonă. Din păcate și Zalău pot să vă confirm că ne depășește și din acest punct de vedere, al infrastructurii și al calității vieții. Da, domnule Gherfaș, dacă... eu vă propun să rămânem deocamdată la nivelul partidelor, pentru că s-ar părea aici este o mică problemă în... Da, domnule Pop. Nu, vreau să spun, dacă îmi permiteți, doar să-l completez pe antevorbitorul meu. Nu facem din nou referire, că de fiecare dată facem referire cu toții la municipiul Baia Mare, la municipiul Oradea, la Zalău. Nu depășim acest subiect până nu lămurim cum se întâmplă, domnule Pop, că la spun. Toate cele trei partide mari au fost desemnați să candideze la primăria municipiului Satu Mare liderii partidelor. Îmi adresați mie? Sau? Și pe dumneavoastră vă întreb și pe domnul Ciocan îmi întreb. Pot să răspund? Da, mă rog. Și după aceea... În primul rând aș vrea să-i spun domnului candidat că poate își dorește să devină o țintă. Pentru că, după cum vedeți, cei din fruntea administrației sunt ținte foarte sigure. Nu mi-e frică și mi-asum poziția respectivă. Deci. Aveți curaj. Vă admir. Mulțumesc mult. Ce vreau să vă spun, nu știu, în primul rând spuneați de partidele mari își desemnează președinții. Și eu cred că cei mai potriviți, cel puțin în spațiul acesta local, sunt în a candida președinții, pentru că ei, la rândul lor, au demonstrat într-un fel sau altul că au fost capabili să adune voturi. Deci, eu, de exemplu, nu pot să merg în fața colegilor mei din partid să le spun eu sunt cel mai bun. Pentru că n-am reușit să candidez până acum pentru nicio funcție și ca atare nici nu am în spatele meu voturi care să-mi dea, știu eu, încrederea și prin care să câștig încrederea celorlalți colegi. Asta ar fi un motiv. Al doilea motiv, liderii de partid au fost aleși de majoritatea absolută a membrilor de partid, prin conferințe județene de obicei. Și ca atare, și acesta este un atu. În cazul nostru, al Partidului Social Democrat, avem un primar de municipiu care este în funcție și care a fost ales prin votul majorității sădmărenilor. Deci iată câteva aturi prin care, aș spune eu, are tot dreptul să... aibă pretenția în a candida și ulterior să demonstreze că și poate câștiga. Da, doresc și eu să vă răspund și e normal această întrebare, doar cu o mică paranteză înainte, ca să nu creadă antevorbitorul meu că eu îl contram. Eu vreau chiar să-l completez, nu, nicio problemă. Că ziceam de Baia Mare, de Oradea sau de Zalău, dar vreau să spun cât de corect din punct de vedere politic suntem, pentru că și eu în meseria mea umblu foarte mult și vreau să vă spun că municipiile mici, de fapt municipiul Carei și orașul Negreștoaș, care până la urmă nu au primar PNL, niciunul dintre aceste orașe, respectiv municipiu, din punct de vedere al fondurilor europene, să știți că pe mine m-au surprins plăcut. Bun, am încheiat această paranteză. Legat de întrebarea dumneavoastră, până la urmă e normal, pentru că acel președinte de organizație locală sau municipală e până la urmă persoana cu cea mai mare vizibilitate. E și persoana care își asumă cea mai mare răspundere. Până la urmă, și nu sunt doar avantaje, și greul pică pe umerii acestei persoane alese sau numite, și până la urmă este normal, pentru că se bazează sau are în spate un număr însemnat de susținători de voturi. Mai să știți că, într-adevăr, aveți dreptate, în municipiul Satu Mare nu m-am gândit până acum, și dacă ne gândim la principalele formațiuni politice, da, din câte observ, candidații sunt președinții organizațiilor municipale, dar cred că sunt și orașe în jurul nostru unde nu se aplică neapărat această regulă. Există, să știți,
unde președinte organizației municipale este o persoană, iar candidat la primărie este altă persoană. Cred că și la Baia Mare e așa. Atunci vă întreb de ce mimați democrația în partid. Spunea domnul Gherfaș, omul potrivit la locul potrivit. De ce nu încearcă partidele să pună omul potrivit la locul potrivit? Nu înseamnă că dacă conduci bine o organizație de partid, vei conduce foarte bine un municipiu, reședință de județ. Nu înseamnă că atunci când ești plăcut de colegii tăi de partid sau votat, sau când colegii tăi de partid te creditează cu încredere, automat de această încredere te bucuri și în rândul electoratului și în rândul sătmărenilor. Aveți dreptate aici, dar e o prezumție pe care o faceți și aceeași prezumție poate să meargă și în sens invers. Adică nu e neapărat dacă e președinte de organizație municipală omul cel mai, să spunem, pentru acea funcție, persoana calificată, dar nu înseamnă nici opusul că dacă e președinte al organizației municipale, n-ar fi persoana calificată. Vreau să vă spun că întotdeauna vor fi nemulțumiri. Oricine va fi propus sau oricine va apărea în față, întotdeauna vor exista persoane care să pună sub semnul întrebării capacitatea uneia sau altuia, pentru că așa e jocul politic până la urmă. Iar în formațiuni mari, precum PSD sau PNL, întotdeauna vor exista voci, întotdeauna vor exista discuții, pentru că aceste partide au un număr însemnat de persoane reprezentative și pe plan național și pe plan local. Păi, dacă îmi permiteți, cu scuzele de rigoare, comunitatea în general revendică nevoi. Dacă fiecare dintre noi ne analizăm posibilitățile pe care le avem și ne raportăm la aceste nevoi, un exemplu, dacă comunitatea sătmăreană ar revendica nevoia unei mai multe siguranțe, ordini interioare, știu eu, probleme la care mă pricep eu, aș și eu în față să candidez. Dacă revendică nevoie de domeniul economicului, socialului, trebuie să meargă oameni cu expertiză profesională în domeniu. Ce nevoie revendică sătmărenii, domnule Ciocan? Păi, printre cele pe care le revendică, cel puțin eu ca sătmărean, aș spune adică că... dacă am merge pe aceeași logică pe care o expuneați noastră, înseamnă că sătmărenii suntem bolnavi sau de ce avem nevoie de un medic, mă rog, la primărie? Da, medicul... A fost o glumă. Nu, medicul despre care cred că vorbiți dumneavoastră are în spate o experiență în a conduce un business, o afacere destul de mare și din acest punct de vedere cred că i-a folosit sau trebuie să-i folosească. Deci aș veni aici în completarea domnului Ciocan și aș vrea să vă precizez faptul că sătmărenii au nevoi simple, doamna Stella. Deci, începând de la trotuarele pe care ne plimbăm căruciorul cu copiii, ați văzut cum arată cărucioarele în satul mare. Toată lumea zice de drumuri. Eu în primul rând aș începe să fac trotuarele. Deci este inadmisibil. Nu zic eu că e vina actualei administrații, că a fost administrație. Nu intru în polemici cu absolut nimeni și nici nu e scopul meu acesta. Ideea este că trebuie să începem de undeva. Deci trebuie să fim practici și să dovedim că se poate face. Deci se poate face și începem cu lucrurile simple. De la fluidizarea traficului. Nu este mare lucru. Toată lumea și Uniunea Europeană a demonstrat-o că sensul legislatorii au rostul lor. Noi ne plângem de al treilea pocă, nu-l avem. Haideți să încercăm să la modul practic să eficientizăm ceea ce avem. Un sens giratoriu la Bordea sau un... ajunge și la programele candidaților și la programele partidelor, dar mă referam la nevoile sătmărenilor și faptul că nevoile lor sunt simple. Nu sunt exagerate. Nevoi simple. Nu este, ce scuze că am intervenit. Nu e un lucru rău că sunt nevoi simple, dar pe mine mă întristează un pic și cu toții de aici suntem conștienți de ce e în satul mare. Pentru că orașe și municipii din jurul nostru deja au trecut la un alt nivel, din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural, au pretenții de capitale culturale europene, au pretenții de poduri suspendate. Discutați exemplu Baia Mare și noastră. Despre centuri, Oradea. Și noi am rămas la aceste nevoi primare pe care sătmărenii nici aceste nevoi primare nu le au îndeplinite. Eu n-am spus că unul sau altul e de vină, dar noi încă suntem la stadiul ăla, că nu avem un drum practicabil, că nu avem, exact cum ați spus, nu avem un trotuar accesibil și noi ne uităm la orașele din jur care de mult nu-și mai pun asemenea probleme, la ei sunt rezolvate problemele astea. Da, domnule Gherfaș, până la programe, până la soluții pentru satul mare, vreau să vă spun că foarte mulți telespectatori ne scriu și ne anunță pe diferite
rețele că ar vota un candidat așa cum sunteți dumneavoastră, dar știu că aveți șanse puține de câștig sau chiar deloc. De ce totuși oamenii votează partidul și abia apoi omul? Cu toate că se spune că este mai important omul ca la alegerile locale, cel puțin. Dacă ați permiteți, fi candidatul PSD sau candidatul UDMR, sigur ați câștiga fotoliul de primar. Da. Iată o dovadă că oamenii se îndreaptă în primul rând spre partid și abia apoi spre om. Aici țin să vă contrazic, doamna, că dacă în general să știți că oamenii, acum vă spun sincer, am primit și mesaje cum de la electoratul de stânga, PSD, care ar vota în principal omul. Sau și electoratul de dreapta. În general, oamenii tind să voteze există această tendință a nu mai vota partidul, ci a vota omul care candidează. Și cred că, părerea mea, nu știu, nu sunt politician, nu mă pricep la jocurile politice, dar consider că în situația actuală, cel puțin până în prezent, a candidaților la primăria Satu Mare, marea majoritate a candidaților vor obține voturi sub votul partidului. Deci este părerea mea, nu știu, poate nu mă pricep eu, ideea este că acum și mai ales în stadiul actual care este orașul Satu Mare, frustrările care este, nevoile simple la care făceam referire, eu zic că va avea cea mai importantă parte va fi omul și nu partidul. Pe lângă specificul despre care vorbeați dumneavoastră, Satu Mare are un specific aparte. Aici există de mulți ani, poate chiar de la Revoluție încoace, tendința de a alege UDMR sau etnic, e o problemă etnică, român sau maghiar. Acest lucru schimbă cu totul datele problemei față de orice alți candidați din alte părți ale țării unde lucrurile nu stau așa. Spre exemplu, un singur tur de scrutin creează posibilitatea sau dă posibilitatea alegătorului să aleagă o singură dată. Și atunci alegătorul merge la urnă și gândește, are șansă candidatul? Păi atunci mirosez votul sau îi dau votul pentru că eu vreau să iasă respectivul? Și de aici problema, marea problemă este a vota UDMR sau a vota un candidat cu șanse. Părerea mea este că lumea trebuie să conștientizeze că are o singură șansă și în această situație ceea ce face el, face pentru o parte sau pentru alta. Dacă îmi permite să vă completez, domnul Ciucan, legat și de acest aspect cu un singur tur, sincer, părerea mea, și de un avocat prezent, părerea mea e că este neconstituțional. Această lege a trecut prin Parlament, probabil că partidele consideră la momentul respectiv că vor fi avantajați unii sau alții. Dar un primar care poate fi ales cu 25-30% și cu 25%. Deci nu există legitimitate, reprezentativitate și implicit legitimitate. Deci un primar poate fi ales cu 15-20% din sufragii. Sunt de acord este cu neconstituțional. Este altă șansă. Deci acum este neconstituțional. Deci părerea mea, și Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au votat această lege. Asta spun, deci nu am dat vina pe nimeni. Știți cum au votat-o cu gândul la ce se întâmplă în Moldova, în țara, în partea de jos, nu în Transilvania. Noi, din păcate, avem un specific. Noi avem un specific mai aparte. Așa este, aveți perfect dreptate. Dar nu mai contăm prea mult în ecuația votului pentru cele două partide, pentru că totdeauna am demonstrat în alegeri că, de fapt, noi n-am contat prea mult în economia votului. Asta din mai multe motive, printre care și migrația cetățenilor din spațiul acesta mai mare înspre țările europene. Da. Așa să vă răspund și la întrebarea adresată. În mediul rural, teoria spune că omul contează mai mult decât partidul. Cel puțin la alegerile locale. Asta se știe. În mediul rural, într-adevăr, să știți că e un lucru notabil. În primul rând se uită la om, pentru că acolo sunt comunități mai mici, fiecare se cunoaște cu fiecare, acolo este o altă relație între candidat și comunitatea pe care dorește să o reprezinte. Bun, și în mediul rural să avem primari care sunt reprezentanți ai partidelor politice. Dar nu știu dacă la toți dintre ei contează în primul rând că e membru marcant PNL sau PSD, ci contează familia lui și felul lui de a fi gospodar.
În ceea ce privește orașele mari... Dacă îmi permite să fac și o glumă. Da. Suntem un sat mai mare. Suntem un sat mai mare, da. În ceea ce privește municipiul, reședință de județ, cum e și satul mare, e normal până la urmă să fie un vot politic. Pentru că populația, numărul populației este mai mare și aici se află și persoane care sunt angrenate în diferite domenii, care au o apetență sau așa o aplecare către o doctrină sau către alta, către niște politici de stânga sau oameni care văd lucrurile mai liberal, mai spre dreapta. Și totuși normal că acești oameni, până la urmă, sunt votanți de bază ai acelor partide. Deci tu, în momentul în care ești un candidat al PNL sau PSD, din start pornești cu un, mă repet, din start pornești cu un start mult mai bun decât un independent. Pentru că ai acea bază solidă a partidului care votează strict pe doctrină, pe anumite... Până la urmă, cât de mult contează doctrina pentru, în cazul unui primar? Ar trebui să... Nu atât de mult. Tocmai. Eu aș spune, atunci... nu atât de mult contează doctrina, cât notorietatea și capacitatea lui de a face față nevoilor administrative. Din Bun, păcate, și atunci de ce alegem partidul prima dată și abia apoi omul, domnule? Din păcate, are perfectă dreptate colegul. Într-adevăr, candidații trebuie să aibă în spate o mașinărie care lucrează și în campanie și la vot. Pe când, dacă nu ai aceste pârghii, nici măcar de control, să le spun, dacă ești un partid mic, nu ai în fiecare secție oameni și așa mai departe, există și tendința asta, probabil, de a fura sau de a... Eu sper ca lucrurile astea să nu se mai întâmple, pentru că, având în vedere că va fi implementat și votul electronic, am înțeles la acest... Da. Eu sper că lucrurile să... Nu pot să percep că se va mai putea... Eu sunt foarte curios în ce măsură legea va fi pus în aplicare. Legea electorală, așa cum este legea electorală, este foarte strictă. Deci nu mai ai voie inclusiv să... De acord, dar trebuie să creezi instrumente pentru a o pune în aplicare. Altfel, deocamdată niciun fel de dispoziții n-au venit pentru punerea în aplicare a legii. Cum ar fi instituțiile cele electronice de control despre care vorbiți dumneavoastră. Am zis că se implementează. Nu știu, de momentul în care se prezintă cetățeanul să-și exercite dreptul la vot, acel buletin va fi scanat, din câte am înțeles. Domnilor, stați că suntem în luna aprilie. Multe o să mai apară, o să vedeți. Și chiar în 1 aprilie. Așa este, domnule Gherfaș, dar imaginați-vă dumneavoastră cum va reuși. Vorbim de municipiul Satu Mare sau de municipiile mari, reședință de județ. Cum va reuși o singură persoană să scaneze toate buletinele celor care se vor prezenta la vot într-o secție de votare? Nu mă pricep la partea tehnică, dar tehnologia evoluează, din câte știu. Și apoi când vine omul cu buletinul, sunt persoane care nu au carte de identitate, au buletin. Acolo datele trebuie introduse manual. Deci ia probabil că va fi o muncă. Timp destul de mult. Apoi cine știe cât de bine va funcționa rețeaua, având în vedere solicitarea. Scanarea este urmată de un cititor optic. Eu știu treaba asta, că se întâmplă la frontieră. Nici acum n-au reușit la frontieră să-și facă rost de cititoarele optice care și fac implementarea manuală, ceea ce înseamnă timp ăștia de așteptare. Nu știu care sistem, dar bănesc că se va axa în primul rând pe doamna Stella, pe codul numeric personal. Deci automat, în momentul în care introduci un cod, nu neapărat să scanezi, nu știu, nu mă pricep. Așa este, dar... Revenind la ceea ce zicea și domnul Ciocan, de la mașina de partid, eu zic că sunt pe undeva dezavantajat, că nu beneficiez de acea mașinărie, dar pe undeva avantajat, pentru că mă voi axa pe cu totul alte priorități în campania mea electorală. Și una dintre ele ar fi vocea sătmărenilor, care să încercăm ca... toți să zicem același lucru și să ne dorim. Într-adevăr, e mult, e greu, cum a spus și dumneavoastră, da. Este extraordinar de greu. Poate... Eu doresc nu să vă încurajez, dar mulțumesc, aveți două luni băgat. În față în care trebuie să vă faceți cunoscut și în balta blondă. Vedeți? Încercăm, nu e nicio problemă, așa este. Nu beneficiez, recunosc, nu beneficiez. Beneficiez de niște oameni sufletiști care mă susțin, atât cât am mai rămas din organizația noastră, dar care sunt semnale că se dorește renașterea ei și sunt oameni care de bine care chiar vor să ne ajute și să ne sprijine în demersul nostru. Dar să știți că în toată discuția asta nu cumva să înțelegeți că este imposibil. Deci am văzut cazuri și acum nu-mi vine neapărat în minte, dar nu este imposibil, însă este foarte greu. Sunt persoane cu notorietate, candidați la primării care s-au prezentat ca și candidați independenți
sau care au fost susținuți de formațiuni mai mici sau, mă rog, și care au făcut față cu brio și au câștigat anumite orașe. Deci să nu... Noi nu asta am vrut să spunem că e imposibil, însă este mult mai greu. Este mult mai dificil, aveți de perfectă dreptate, toată lumea așa față de ceilalți. Domnule Ciocan, de ce are PSD un electorat atât de stabil? Eu n-aș spune că e atât de stabil, e numeros însă. Și PSD-ul a guvernat în mai multe legislaturi, singur sau împreună cu alte partide, perioada în care acest electorat a dobândit stabilitate prin diferite forme. După aceea, un alt motiv foarte important este Partidul Social Democrat se adresează electoratului de stânga, adică acelor oameni cu nevoi sociale mai mari decât electoratul celorlalte partide. Și aici când spun nevoi sociale mai mari, mă refer la pensionari de toate vârstele, pensionari care sunt acasă. Ei n-au plecat în altă parte. Vă pot da exemplu din comunele și satele din zona Oașului. Din numărul populației valide și cu drept de vot, cam cât votează? Foarte puțin. Nu sunt acasă, sunt plecați. Electoratul Partidului Social Democrat este aici, în marea lui majoritate, deși cu nevoi sociale. După aceea, pe lângă acești pensionari, există și alte categorii defavorizate pe care, prin sistemul acesta de protecție socială, fiind la guvernare mai mulți ani, Partidul Social Democrat sau au administrat comunitățile mai mulți ani, au creat acea legătură directă între cel care merge la vot și, să zicem, primarul localității. Eu, de exemplu, am fost într-o localitate, nu pot să îi și dau numele, Homorod, împreună cu primarul, aproape din casă în casă, și am văzut că peste tot pe unde s-a dus primarul avea o relație directă cu cetățeanul respectiv, îi cunoștea nevoile și îi adresa ce probleme are respectivul cetățean primarului. Deci de aceea șansa este mai mare. Domnule Ciocan, cum vă explicați sau cum explicați faptul că de multe ori nici măcar nu interesează că liderii acelui partid sunt cercetați penal sau alții sunt condamnați? Eu aș spune că și acest fenomen care se manifestă și cu care eu nu sunt de acord în general, în sensul că totul se întâmplă sau se forțează într-o perioadă preelectorală, perioadă în care ar trebui să vorbească mass media și presa și toată lumea de proiecte, de știu eu, de dorințele oameni, de nevoile oamenilor. Spune, domnule Ciocan, că doar în perioada campaniei electorale sau în perioada precampaniei electorale se întâmplă, lucrează DNA. DNA am văzut că în ultima perioadă lucrează. În ultima perioadă, special pe primari. Chiar și atunci când, ei când n-a fost campanie electorală și nici precampanie. Da, putea să lucreze și pe fapte DNA care... DNA a lucrat și anul trecut, da, dar și pe fapte pe care s-au electoral. Produs acum 7-8 ani, putea să lucreze după un an, doi, nu după 8 ani. Dar acum e mai bine. Dar cu toate astea vreau să vă spun că faptul că un anumit primar sau un anumit candidat sau știu eu, un anumit membru de partid, indiferent de funcția pe care o are el, și-a pierdut acest drept, în mod sigur partidul fiind mai numeros și mai... având mai mulți oameni de valoare, poate scoate în față oameni poate mai valoroși decât cei care au fost. Din păcate, poate cu mai puține șanse decât cei care au fost, pentru că nu sunt atât de bine cunoscuți, n-au atât de mare notorietate și, nu în ultimul rând, faptul că n-au făcut încă nimic pentru electorat. Și nu știu în ce măsură ei reușesc într-un timp scurt să se facă credibili, adică electoratul să creadă că chiar poate face ceea ce spune. Domnule Ciocan, cum ați caracteriza acest electorat, electoratul PSD? Nu, în general, electoratul în România eu l-aș caracteriza ca fiind nepregătit. Deci, o spun cu toată tăria, este nepregătit din multe puncte de vedere. Cel puțin până acum, nepregătit pentru a schimba și pentru a-și pune în, știu eu, în față oamenii care le pot rezolva problemele din punct de vedere profesional, din punct de vedere ale experienței și așa mai departe. Și acest lucru se datorează în primul rând edililor locali, care
n-au făcut prea mult pentru a conștientiza, pentru a-i face pe oameni să cunoască legile, să le aplice în tocmai, să le explice care sunt posibilitățile de a beneficia de anumite măsuri, indiferent că sunt ale guvernului sau sunt ale administrației publice locale. Și nu în ultimul rând, aș spune că în campaniile anterioare, indiferent de partid sau de electorat, electoratul a putut fi cumpărat, nu? Într-un fel sau altul. Ceea ce înseamnă un electorat că nepregătit, de un electorat care poate fi cumpărat, de un electorat care nu știe să-și aleagă întotdeauna conducătorul, liderul, dar partidele știu să-și aleagă candidații pentru a le reprezenta cu cinste. Un mare filozof spunea, generalul trăiește prin particular. Deci, cum este electoratul, sunt și liderii. Asta e realitatea. Când vom avea un electorat, așa cum spuneam eu, pregătit din toate punctele de vedere și implicat în viața politică, atunci vom avea și lideri. Pentru că neimplicarea electoratului în viața politică creează posibilitatea ca partidele, indiferent care sunt ele, să scoată în față lideri care nu sunt sancționați de electorat. Și dimpotrivă, ce șansă are un nou venit într-un partid să poată reforma acel partid? Minime. Știți de ce? Nu pentru că... Dumneavoastră, de cât timp sunteți în PSD? Ați reușit să schimbați ceva în PSD, domnule Ciocan? Poate am reușit să schimb ceva în spațiul abordării lucrurilor. Dar dacă eu nu eram singular sau, mă rog, eram mai puțin și eram grupuri mari și cu aceeași dorință de a schimba, în mod sigur lucrurile s-ar fi schimbat. Dar din păcate, partidele, în marea lor majoritate, sunt închise. Deci sunt închise, au un electorat care funcționează așa cum funcționează și nu prea deschid ușile. Acum când am deschis, de exemplu, ușile, nu se înghesuie lumea, pentru că... Problema, dacă permite să vă completez, domnul Ciucan, vă rog. Părerea mea, pe lângă ceea ce s-a adăugat dumneavoastră, este că electoratul este în mare parte scârbit. Deci este scârbit și tocmai acum este foarte greu. Este foarte greu ca să... Exact cum este cazul meu particular. Vă spun sincer și foarte deschis. Când îmi spun, domnule, dar n-ai ce să faci, exact cum, n-ai ce să... Deci lumea nu mai crede că într-adevăr se poate face ceva. Și aici părerea mea este vina partidelor politice. Deci vina celor care au gestionat aceste partide, în principal partidele mari, nu nominal, toate sunt în aceeași oală. Lumea este scârbită de partide. Și exact cum zicea și doamna Stella Cădar, ar avea foarte mare șansă și la nivelul municipiului Satu Mare un candidat independent. Un candidat independent care la acel candidat n-ar fi nici măcar, n-ar exista, cred că, nici problema etnică. Pentru că toți suntem sădmăreni, indiferent că suntem români, maghiari, germani și așa mai departe. Deci asta, din păcate, ca și independent, este foarte greu să accesezi, să reușești să te impui din punct de vedere, inclusiv a formularisticii necesare pentru depunerea unei candidaturi. Dar eu în continuare mă bazez, eu cred că, și ceea ce fac eu, mă bazez totuși pe electoratul care cât de cât vrea să se implice, pe electoratul care consideră că poate fi pus în valoare opțiunea lui și eu chiar fac un apel la toată lumea, indiferent. Odată la 4 ani avem acest drept, chiar dacă nu avem opțiune politică clară sau nu ne-a convins nimeni în campania electorală, mergeți și exercitați-vă acel drept de vot, chiar dacă nu luați votul. Dar să știți, să fiți cu conștiința... Sună foarte frumos în teorie. Sună foarte frumos. Din dar păcate, practica în viața numară, reală, Ciucan, lucrurile stau cu totul altfel. Eu văd și soluția unui candidat independent, dar în felul următor. Omul acesta să se lanseze cu mult timp în urmă, cu 2-3 ani înainte, și să își creeze notorietate, să se implice în viața comunității, să fie cunoscut. Și atunci... Dar acum eu vă fac o paranteză. Oamenii care au un job, oamenii care sunt... Nu au timp, domnul Ciucan. Eu unde de 2 ani de zile să mă fi gândit eu acum 2 ani că vreau să candidez ca să-mi creez notorietate? Nu este posibil. Și politica. Zis, și politica. Este deci, un job. Ar trebui să fie un job. Ar trebui să fie un job. Nu este, din păcate. Mie deocamdată îmi câștig existența mea și familiei mele prin jobul pe care l-am. Nu îmi permis să-l neglijez nici acum în campanie electorală. Reținerea dumneavoastră este reținerea tuturor celor. Asta vreau să spun și să subliniez, că este reținerea oamenilor și de aceea partidele aici trebuie să existe deschidere. Și din partea tuturor partidelor, nu nominalizez, există deschidere ca să aduc acei tineri, să-i pun, nu neapărat în primul eșantion, să încerce
și la instituțiile deconcentrate, la instituțiile care țin de aparatura... Ați punctat foarte bine, pentru că vreau să intervin să vă spun că eu cel puțin nu sunt chiar atât de pesimist în momentul de față, pentru că momentul electoral 2016, chiar cu anumite impedimente de un singur ciclu, un singur tur, totuși, dacă ne uităm puțin în spate, la ultimele alegeri, într-adevăr nu locale, dar care sunt de dată recentă, am văzut totuși niște semnale timide la început, naive, timide, dar importante. Adică începem să vedem cel puțin, sau în primul rând în marile orașe, în centrele universitare, acel tineret care începe să fie interesat, începe să fie conștient, care nu îmbrățișează neapărat o doctrină sau un partid politic, cum spuneam, dar încep să fie interesat de ceea ce se întâmplă în jurul lor, pentru că conștientizează că tot ceea ce e în jur, până la urmă, e decis de un anumit factor politic, deși ei credeau că nu au de-a face cu așa ceva. Eu am văzut un lucru îmbucurător, acel tineret, centre universitare, persoane cu studii superioare, oameni între 20 și 30, 35, 40 de ani, care până acum nu erau foarte interesați, dar care din momentul 2014-2015 și văd acum 2016, au arătat niște semne timide. Acum întrebarea este următoarea. Bun, ei s-au revoltat. Tineretul educat, bun, a ieșit în stradă. Marile orașe au ieșit în stradă, au dat un semnal. Întrebarea este dacă la alegerile locale din 2016 vor merge la vot. Deci aceste alegeri care ne bat la ușă. Aveți perfectă dreptate. Sper ca memoria colectivă să nu fie destul de durată, să știe și să se exercite, pentru că tendințe există. Dar de la a posta pe site-ul de socializare și până a implementa și a face ceva, e o mare diferență. Deci o mare diferență. În teorie, cum zicea și domnul Ciucan, suntem buni cu toții, suntem vocali. Dar haideți să facem ceva. Trebuie punctat. Că dacă nu punctăm, în toate organizațiile și toate partidele politice, dacă nu se punctează, nu se realizează absolut nimic. Nu știu, poate că de acum înainte și factorul de decizie politică și la momentul în care, da, e ok, în momentul în care, părerea mea, în momentul în care câștigi o alegeri, trebuie să-ți impui echipa proprie. Adă profesioniști. Încearcă. Eu aș fi total de acord. Și există posibilitatea să plătești pe o anumită perioadă determinată un anumit profesioniști care să te ajute în a-ți implementa programele politice și viziunea ta asupra dezvoltării unui oraș. Sau cel puțin la început. Sau cel puțin la început, să se creeze. Dar în momentul în care, în administrație, nu fac aici referire la nicio administrație, s-a mers de 20 și ceva de ani în satul mare, numai pe clientelă politică, pe oameni care n-am absolut nimic, din contră, poate sunt profesioniști sau chiar, dar a primat lucrul acesta și nu din punct de vedere profesionalismului lor, ci din punct de vedere al obligațiilor pe care acele persoane le au față de cine i-a promovat. Da. Și atunci lucrurile nu merg. Lucrurile nu funcționează la nivel de administrație publică. Este cu totul atipic. Nu, un angajat nu îți face treaba pe poziția pe care a fost pus. Da? Nu-ți permiți tu ca șef direct să-i reproșezi acest lucru sau să iei măsuri împotriva celui angajat, pentru că o să sune telefonul, că e al lui cu ăla, e pila lui ăla, e pila... Nu este normal într-o administrație publică locală. Iar noi cei din mediul privat suntem uimiți de lucrurile astea. Și noi în mediul privat suntem uimiți de lucrurile astea, pentru că nu percep. Deci la, și probabil și domnul avocat și eu de pe urma acelui client îmi câștig salariul. Așa este. Și dumneavoastră la fel. Deci eu nu-mi permit. Și un client mulțumit pentru mine îmi generează încă trei. Așa este. Și din deci păcate, domnilor colegi, pentru a schimba și a ne transpune lumea despre care dumneavoastră vorbiți, trebuie să începem cu legea. Și pe care ne dorim. Este adevărat. Pentru că este dumneavoastră adevărat. Aveți intenții bune, ajungeți la primărie. Credeți că veți putea face ceva? Nu. Pentru că legea, iar orice pas făcut în acest sens poate fi interpretat, neexistând nici măcar legea lobby-ului politic, poate fi interpretat ca și... Legea lobby-ului politic este foarte importantă, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că trebuie să existe. Da, este adevărat, trebuie să existe. Dar și la nivel de administrație publică locală se pot, părerea mea, zic că se pot lua măsuri în a-ți coordona echipa. Ceea ce există în municipalitate, aia este o echipă. Echipa aia are nevoie de un lider. Da. Trebuie să existe pârghi, acolo există o organigramă, sunt fel convins, o organigramă care poate fi... Adusă și știți care e prima problemă de care vă loviți? Nu vine nimeni, pentru că deci, cum v-am spus, funcționarii sunt plătiți de așa natură. Eu acum, și domnul Ciocan are dreptate cu plata. Dacă vreți specialiști și experți, dar oamenii ăștia au niște pretenții. Și Carei reușesc și alte orașe mai micuțe, de ce n-a reușit satul mare? E un pic... Păi, ce-a reușit? Hai să nu discutăm. Depinde de banii care au venit de la guvern și cu asta...
reușesc în măsura în care vin, dar au niște, dacă au se niște compartimente propriu, de Iar îmi scuze și domnul Ciucan. Ideea este că, și la nivel de Baia Mare, din cunoștințele mele, există acolo departament care se ocupă de accesarea fondurilor europene. Acolo, la ora 9 seara, i-a prins becul. Departamente de foarte bune cu tineri și sunt stimulați. Este vorbim adevărat de Baia Mare mereu și dăm exemplu Băii Mari. Dar nu uitați că Baia Mare este zona defavorizată, a fost dintotdeauna de când a ieșit legea 2. A avut miniștri și reprezentări și politice avut în guvern, și nu am avut. La nivelul lui deci Baia eu vă Mare. Spun și la nivel de București, pentru că la nivel de București nu există lobby din Baia partea Mare parlamentarilor sărmăreni. Baia Mare a tras foarte multe investiții pentru că acest beneficiu a zonei defavorizate a creat la nivelul Băii Mari un buget incomparabil cu satul mare. Da, au fost avantajați din punct de vedere al zonei defavorizate, total de acord. Însă eu țin să vă subliniez faptul că având conexiuni și discuții cu privire la reprezentarea sătmarului la nivel de București, această reprezentare nu există. Nu există. Și aici iarăși n-a fost niciodată. Și o vină a vina celor care au fost și inclusiv a reprezentanților UDMR. Deci din 90 până în prezent au fost în marea majoritate a guvernărilor post-decembriste. Reafirm încă o dată, Harghita, Covasna, Satu Mare sunt cele mai slab dezvoltate județe la nivel național. Nivelul de viață din Satu Mare este unul din cele mai scăzute la nivel de țară. Revenim din nou la teoria aceea. Cu votul. Nu există. Deci votul sătmărenilor nu este important în ansamblul votului național. Exact. Nici pentru Partidul Național Liberal, nici pentru Partidul Social Democrat. Este important pentru UDMR. UDMR care este sau nu este la guvernare. Deci trebuie să fie mai vocal. Trebuie să facă lobby pentru comunitatea pe care reprezintă. Și atunci comunitatea maghiară trebuie să-și aleagă. Candidat trebuie să fie ales de alegători. Nu neapărat pentru că principala lui calitate ar fi că este etnic maghiar sau că principala lui calitate este că este principalul contracandidat etnic român. Perfect de acord. Noi avem aici o problemă gravă de acest lucru. Perfect de acord. La noi satul mare tot timpul așa s-a votat. Să nu ne ascundem că lumea vrea să fim și de obicei suntem foarte diplomați. Dar întotdeauna în satul mare a fost problema asta. Ca să vă completez, așa este. Și ideea este la nivel de satul mare cu tot timpul a fost problema votului etnic. Votul etnic nu mai trebuie să existe. Deci mai trebuie să existe și trebuie să ne focusăm. Să nu mai existe votul etnic, de ce partidele UDMR sau partidele românești nu sunt de acord să facă o alianță, domnule Pop? S-a tot discutat în ultima perioadă de o alianță între PNL, UDMR și FDG. Se pare că nici una dintre cele trei formațiuni nu sunt de acord, cu toate că semnalele date de sătmăreni sunt acelea că ar fi dispuși oamenii să voteze un etnic german pentru primăria municipiului Satu Mare. Pentru că exact, partidele cele trei nu vor exact să... Exact cum am discutat și mai devreme, pentru că partidele mari... Au orgolii mari și sunt angrenate într-un anumit circuit care ține și de conducerea centrală de la București. Ori în momentul în care, că e PSD, că e PNL, că e oricare alt partid mare din România, vine această directivă că, și bineînțeles pentru recomandare, e normal pentru un partid mare să aibă un candidat propriu. Ei, că ceea ce spuneți dumneavoastră, că avem specificități locale, etnice, că ar merge foarte bine un candidat de etnie germană sau, de ce nu, un candidat de etnie română care să fie susținut de mai multe forțe. Asta noi sătmărenii o vedem foarte bine, dar... Doar partidele orgolile au fost prea mari și da, din cauza... Domnule Pop, discuția noastră a pornit de la electoratul PSD, de la electoratul stabil. Ați putea fi social-democrat? Ați putea intra în PSD? Sau liberalii gândesc altfel, acționează altfel? Eu vreau să vă spun că nu e neapărat că unul e mai bun sau altul e mai puțin bun. Cel puțin eu, ca și formare, ca și educație, ca și profesie, sunt 100% liberal și asta am simțit-o de mult, încă din perioada liceului. Având o profesie liberală, aceea de avocat, care vreau să vă spun că un mediu mai privat și mai liberal decât atât, nu știu dacă există. Ba, există încă câteva. Noi vedem un pic altfel lucrurile. Noi mergem după și ne ghidăm după acel liftong prin noi înșine, care a ghidat Partidul Național Liberal încă din cele mai vechi timpuri.
Dacă îmi permiteți, doctrina este intitulată Doctrina Mâinilor Libere. Așa este. Doctrina liberală. Noi dorim, sau liberalii în general, sunt întreprinzători, sunt oameni care vor să se afirme, să se descurce în societate. Sunt persoane cu profesii liberale, dar nu numai. Sunt industriași, sunt oameni care așteaptă o implicare minimală din partea statului. Exact așa cum electoratul preponderent al PSD, așa cum a spus și domnul Ciocan foarte corect, este de multe ori un electorat captiv și care este strâns legat de ceea ce înseamnă stat, electoratul PNL este un electorat teoretic cel puțin mai elitist, mai... Din studii reiese că sunt persoane cu studii superioare, persoane cu profesii liberale care, v-am spus, vor o implicare minimală a statului. Sau dacă nu o implicare a statului, măcar să-i lase să se desfășoare și să se dezvolte. Pentru că acest mediu privat, care este baza a Partidului Național Liberal sau cel puțin a partidelor de dreapta, este baza economiei până la urmă. Ca și o caracterizare a electoratului liberal, sunt oameni independenți. Oameni care își doresc independență. Multe state europene, ca să nu vorbim din marea lume sau de pe planetă, adoptă două tipuri de doctrină sau în marea lor majoritate, stânga-dreapta, și alternează la guvernare. Adică stânga cheltuie, dreapta adună. Așa este. Sigur că fiecare dintre noi însă ne simțim prezenți sau ne simțim mai bine într-un spațiu a unei doctrine care ne reprezintă. Dacă nevoile mele ca și funcționar de stat sau, mă rog, asistat social sunt de stânga, nu pot fi liberal. Deși eu în sinea mea, de exemplu, sunt adept, adică spun și am spus totdeauna că doctrina liberală este cea, doctrina care construiește, care dezvoltă și că până la urmă ar fi cea mai importantă. Dar din păcate trăind într-o societate în care partea socială este mai mare ca nevoie globală decât partea de dezvoltare, din păcate adopți doctrina care te reprezintă cel mai bine sau care te ajută. Domnule Gherfaș, în urmă cu două săptămâni, dacă nu mă înșel, ați fost prezent aici în platoul Informația TV alături de domnul Aurelian Pavelescu. Domnul Pavelescu a vorbit atunci foarte frumos de istoria zbuciumată a PNCCD. De ce credeți că a ieșit PNCCD din preferințele electoratului? PNCCD ca și partid istoric reprezintă unul dintre partidele istorice pe șichierul politic românesc. Partidul Național Țărănesc și-a asumat, singurul care și-a asumat guvernarea 96-2000, în acea convenție democratică, au mai existat anumite formațiuni politice, însă singurul care și-a asumat responsabilitatea guvernării a fost Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat și consecințele s-au văzut. A fost și acel moment critic în care au făcut o alianță și ridicând astfel de pragul de intrare, de accedere în Parlament la 10%. Această greșeală politică majoră i-a costat foarte mult. Și asta se vede după atâția ani. Principiile. Eu îi cataloghez sincer pe țărăniști și pe mine, nu neapărat și pe mine, dar sunt țărăniștii sunt niște idealiști. Idealiști, acele idealuri, se pare că e o problemă mea că încep să prindă contur. Perioada interbelică. Perioada în care România a fost cel mai puternic dezvoltată din punct de vedere economic, liniște, securitate socială era inclusiv, da? Era foarte bine reprezentată, era perioada în care România a prosperat și tocmai și datorită alternanței la guvernare, de care zicea și domnul Ciocan. De aia este bine să fie parte de stânga, parte de dreapta. Alternanța la guvernare este sănătoasă. Referitor la întrebarea dumneavoastră, noi sperăm în continuare, ulterior, bineînțeles, și din momentul respectiv, frustrările în interiorul organizației probabil că au fost mari. Nu cunosc în detaliu, n-am fost implicat în mod direct. De așa cea pietricică mică s-a formițat în multe pietricele mai mici. Dar în continuare, părerea mea este că Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat este singurul partid istoric, bine, alături de PNL, care chiar în perioada 92-94, chiar PNCCD-ul i-a întâlnit o mână de ajutor și a luat în coaliție și i-a scos din necazuri. Da? Deci așa a fost, este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem. Partidul
Dacă îmi permiteți, am și eu un punct de vedere istoric. Partidul, cele trei doctrine mari au existat încă de după cel de-al doilea război mondial în istorie. Ele au alternat la guvernare în raport de importanța pe care o aveau într-o anumită perioadă a istoriei. Partidul Național Țărănesc a avut perioada istorică a lui, să zic așa, legată de reforme agrare, legată de faptul că pe momentul acela România era o țară agrară. După aceea România s-a dezvoltat industrial și încet, încet rolul Partidului Național Țărănesc l-a preluat în mare parte Partidul Național Liberal și într-o anumită parte a istoriei partidele sau Partidul Social Democrat din România. Partid care, cel puțin imediat după război, a devenit foarte important pentru că țara era sărăcită, protecția socială era la ordinea zilei, partidul, în special în spațiul ăsta al muncitorimii, reprezenta interesele muncitorimii din marile întreprinderi existente în acea perioadă. Deci, din punct de vedere istoric, în raport de situația existentă, la un moment dat, și aici mă refer la partea economică agrar sau industrial, partidele și-au schimbat rolul între ele. Intervenția mea va fi scurtă. Să știți că mie chiar îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere electoral cu PNţ-ul. Și doar atât vreau să vă spun. Gândiți-vă doar la Iuliu Maniu, gândiți-vă doar la Corneliu Coposu, gândiți-vă la ce mari oameni de stat a dat partidul respectiv și foarte mulți dintre ei ardeleni și din zona noastră. Marea majoritate ardeleni și tocmai asta și am spus și reiterez. Din păcate, noi avem o meteahnă. Noi, ca popor român, știm să apreciem valorile doar în momentul în care nu le mai avem lângă noi. Domnule Gheanfar, dumneavoastră vă place doctrina creștin-democrată sau sunteți un admirator al PNţ-ului, al Partidului Național Român? Am fost un admirator al Partidului Național Țărănesc. Sunt monarhist, ca și structură, de când mă știu. Valorile acestui partid, exact cum ziceam, referitor la Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, vorbele lui Corneliu Coposu sunt epocale în momentul în care zicea sunt periculos pentru că nu-mi doresc nimic. Deci era un om pe care n-aș știu să-l apreciem în momentul în care l-am avut. Succesul din 1996, Convenție Democratice, se datorează lui. Acea guvernare 96-2000, Corneliu Coposu, din Dumnezeu să-l ierte, a murit în 1995-94, nu mai țin exact, în noiembrie. N-a apucat efectiv să se bucure de faptul că a renăscut după atâta suferință îndurată în închisorile comuniste. Domnule Gheanfar, și l-ați adus în discuție pe Corneliu Coposu. Sunt sigură de răspunsul dumneavoastră dacă v-aș întreba dacă Corneliu Coposu este modelul dumneavoastră. Știu că ne-ați răspunde afirmativ. Da. Nu știu însă ce răspuns ne-ar da domnul Ciocan dacă l-am întrebat dacă Ion Iliescu este modelul dumneavoastră, domnule Ciocan. Nu știu dacă este modelul meu. Nu m-am gândit niciodată la acest lucru, deși l-am cunoscut personal pe domnul Iliescu în prima vizită când a venit la Satu Mare. Pe vremea aceea, Gheorghiu fiind fel de prefect sau ce era. De toate era Gheorghiu, dacă îl mai țineți minte. Voi nu-l cunoașteți. A fost arhitect șef al județului. Și împreună cu dânsul s-a cazat undeva în fosta casa partidului. Împreună cu dânsul am stat o seară întreagă la povești cu dumnealui. Eu l-am apreciat ca un om cu foarte multă răbdare, un om cu care puteai să comunici. A trăit însă marele lui avantaj, spre deosebire de Coposu, a fost că a trăit și a făcut politică într-o perioadă favorabilă lui, pe când Coposu, din punct de vedere politic, nu s-a transpus sau n-a trăit într-o perioadă și n-a încercat într-o perioadă în care era favorabil. A demonstrat-o până la urmă viața politică din acea perioadă. Având în vedere că face parte din categoria liderilor care au avut curaj, trebuie să recunoaștem, din acest punct de vedere l-am apreciat foarte mult și l-am apreciat pentru că într-o perioadă istorică
foarte convulsivă, a avut curajul să iasă în față. Eu am trăit vremurile acelea și știu... Adică vă referiți la... Revoluție. Atunci mă gândeam că vă referiți la mineriade. Nu, când a nu refeream minerii. La revoluție. Și chestia asta cu minerii e discutabilă. Și acolo a existat o felul. În primul rând, singurul lucru care aș putea să îl reproșez ca lider politic, lipsa de fermitate. Lipsa de fermitate în relațiile cu cei cu care au făcut politică la vârf. Poate și pentru că această lipsă de fermitate s-a datorat... A făcut bine Ion Iliescu când a chemat minerii să-i bată pe bucureșteni? Nu, dar în același timp știu că exista o disoluție a puterii foarte puternică în această perioadă. O disoluție. Soluția erau minerii? Nu. Disoluția era exact ce spuneam eu, mai multă fermitate în a pretinde instituțiilor statului să mențină ordinea. Lucru pe care nu l-a realizat și atunci a apelat la cea mai nefericită formă de a reveni la, știu eu, la ordine. Cea mai nefericită formă, mai ales da, că nu a putut fi controlată. Pop, dacă tot vorbim de modele, dumneavoastră, cei de la PNL, după ce v-ați mazilit atât de mulți președinți de partid, de lideri de partid, mai aveți un model la PNL? Este Vasile Blaga, Alina Gorghiu un model pentru dumneavoastră? Aici aveți dreptate, în sensul în care Partidul Național Liberal seamănă puțin cu PNţ-ul. Are o istorie interesantă și zbuciumată. A zbuciumată și în trecut și zbuciumată pe la urmă și în trecutul recent, sau trecutul apropiat. Am avut președinți de renume, fie că vorbim de Crin Antonescu, de domnul Crin Antonescu, fie că vorbim de Călin Popescu Tăricianu, care... Teodor Stolojan, care, vedeți, într-un fel sau altul, chiar spunea cineva ca un soi de glumă, acum știți cum e cu glumele, când fiecare glumă poate ieși un pic de adevăr, că e blestemul pe care acest partid îl are, toți marii săi lideri de după Revoluție, până la urmă, într-un fel sau altul, se distanțează ulterior de partid, îl părăsesc, nu știu ce să vă spun. Ca și model actual, mi-e ușor să vă răspund. Și de ce mi-e ușor? Pentru că îl avem pe seniorul Mircea Ionescu Chintus, care la venerabila sa vârstă, încă și în momentul de față, dă un exemplu extraordinar de verticalitate și de corectitudine. Și vreau să vă spun, noi de aici din Satu Mare, fiind atât de departe de București, când am avut oportunitatea și am participat și la București la diferite congrese sau la diferite ședințe și când am văzut pe domnia sa prezentă acolo în prezidiu, cu statura pe care o are, cu acea liniște pe care o emană, cu acea corectitudine pe care o emană. Deci vreau să vă spun, la această venerabilă vârstă a lui, acesta este un veritabil model. Este un senior. Este un senior. Și să știți că România a avut și în PNL, a avut și în PNţ astfel de seniori, astfel de adevărați oameni de stat, pe care, din păcate, nu-i mai avem. Legat de liderii actuali, până la urmă, e alegerea partidului, trebuie să-i respectăm. Sunt persoane... Pe mine mă întrebați dacă am un model. M-ați întrebat doar dacă... Vă întrebam dacă este Ion Iliescu un model pentru dumneavoastră. Bun, dar întrebați-mă cine este modelul meu. Cine este modelul dumneavoastră, domnule Ciocan? Vreau să vă spun, exceptând problema de integritate, după mine, cel mai valoros politician pe care l-a avut România până acum a fost și rămâne Adrian Năstase. Din multe puncte de vedere, l-am cunoscut și ca profesor de drept internațional, i-am citit foarte multe lucrări în domeniu. Cum se face că un profesor de drept internațional, un profesor, să ajungă în situația domnului Năstase, să ajungă să fie condamnat chiar de mai multe ori? Asta e o problemă pe care nu sunt, adică v-am spus, exceptând această problemă de integritate, eu mă refer ca valoare, ca pregătire, ca fel de a se impune și de a conduce un guvern în acea perioadă cu foarte multă fermitate. Am vorbit cu foști miniștri pe care i-a avut în guvern, fiecare dintre ei vorbea la superlativ, în special din punct de vedere al conducerii ferme a grupului denumit guvern, din care
cei cu care am avut ocazia să vorbesc au fost la un moment dat. După cum vedeți, partidele se deosebesc între ele, chiar și prin liderii lor. Programele sunt tot deosebite. Domnule Ciocan, care este punctul forte al programului social-democrat? Punctul forte al doctrinei și al partidului în general este protecția socială. Asta e, fără discuții, cea mai importantă problemă. Adică, prin tot ceea ce face Partidul Social-Democrat, caută să rezolve probleme sociale ale masei mari de cetățeni ai României. Noi încă suntem și rămânem, din păcate, un stat în care clasa de mijloc, pe care cel mai bine o reprezintă, de regulă, Partidul Național Liberal, este foarte mică. Okay. Este foarte mică. Atunci când vom avea o clasă de mijloc numeroasă, vom putea să ne numărăm printre statele Europei dezvoltate, vom fi un stat al Europei cu rezolvarea în general a problemelor sociale mai ușor decât se face în această perioadă. Cum reprezintă liderii PSD acest program social-democrat? Și aici ne-am referit la cel mai reprezentativ, cel puțin la nivelul județului Satu Mare, la domnul Dorel Coica. Prin proiectele pe care le dezvoltă în mediile în care locuiesc cei mai mulți sătmăreni. Mă refer aici la cartiere, acele proiecte de parcări pe care le face, prin măsurile de protecție socială pe care le coordonează la nivelul municipiului. De asemenea, și vreau să vă spun că așa, în general, din buget, ați văzut și dumneavoastră structura bugetului, cea mai mare parte merg spre protecția socială sau spre rezolvarea problemelor unde comunităților mai numeroase, unde locuiesc comunități mai numeroase. Nu știu dacă chiar acest lucru rezultă din buget. Am dezbătut și noi aici în platoul Informația TV bugetul municipiului Satu Mare, felul în care sunt repartizați banii sătmărenilor. Nu avem timp acum și nici nu-i loc să revenim asupra acestui punct. Se folosesc foarte mulți bani pentru sport, foarte alți mulți bani pentru instituțiile de cultură, cu toate că din punctul sătmărenilor de vedere, aceste instituții de cultură ar trebui să fie finanțate de Ministerul Culturii, de Consiliul Județean, nici de cum, doar de Primăria Municipiului Satu Mare. Dar să rămânem la aceste programe și strategii. Domnule Pop, am văzut candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare are strategia construită oarecum pe trei piloni pe care i-am și reținut: infrastructură, cultură și natură. A discutat candidatul dumneavoastră pentru primăria municipiului Satu Mare acest program în interiorul partidului? Ne puteți spune mai multe despre programul domnului Cosma? Cred că cel mai bine domnia sa poate să-și prezinte programul. Acum, fiind candidatul PNL la primăria municipiului Satu Mare, bineînțeles că a prezentat acest program și acest proiect. Exact cum a fost o prezentare a programului în interiorul partidului, ulterior a fost prezentat acest program și opinii publice prin intermediul presei. Dar, așa cum l-ați întrebat pe domnul Ciocan, cum se reflectă o politică de stânga la un candidat la primărie, ajungem din nou la acel moment al discuției pe care l-am avut și la început. Pentru că, până la urmă, proiectele edilitare, nevoile primare, sunt aceleași. Deci nu putem spune, cel puțin la o alegere de alegeri locale, de primar sau de consiliu local, că doctrina social-democrată sau doctrina liberală diferă foarte mult, având în vedere cele pe care proiectele pe care le propun aceștia. Pentru că o să vedem o serie de elemente vitale care apar în, sau încă nu cunoaștem cu exactitate toate proiectele candidaților, dar care apar la fiecare în parte. Sau dacă nu apar, măcar ar trebui să apară. De-aia, exact cum am spus și mai devreme, această distinție legată de doctrină, de partid,
este valabilă la un vot pur politic, este valabilă la un vot de genul Camera Deputaților, Senat, Parlamentare. Însă când vine vorba de alegerile locale, ok, modalitatea în care doresc să implementez sau modul în care doresc să o faci poate diferă de la unul la altul. Dar până la urmă ar fi niște elemente care ar trebui să fie prezente la fiecare. Cu toate acestea am căzut aici toți de acord că chiar și atunci când este vorba de alegerile locale, oamenii votează în primul rând partidul, abia apoi se uită spre candidat și spre programul candidatului. Domnule Ghearfaș, pentru dumneavoastră nu trebuie să vorbească nimeni. Puteți dumneavoastră să ne prezentați strategia pentru satul mare. Da, nu să mai reafirm acea teorie care vreau să o pun în practică legat de acei patru pași care sunt, eu zic, esențiali. Pot fi puși în practică cu măsuri concrete, deci ceea ce trebuie să subliniem și ceea ce trebuie, părerea mea, că ar trebui să urmărim la toți candidații, e ca viziunea referitoare la administrarea municipiului Satu Mare să poată fi pusă în practică. Deci dacă facem proiecte, din păcate noi în ultimii ani ne-am făcut recunoscuți prin faptul că facem studii de fezabilitate, dar nu implementăm nimic. Avem, din câte știu, în discuție proiecte pentru al patrulea, al cincilea pod, dar nu-l avem pe al treilea. Deci important și esențial este modul în care candidații la primărie vor ști să-și expună planul pentru a implementa concret. Proiecte pot fi, care unul mai bun, unul mai rău, facem concursuri pe proiecte, degeaba. Deci trebuie să le implementăm. Trebuie să le implementăm și punctul meu de plecare va fi acele nevoi simple, cum am mai zis și acum la dumneavoastră în emisiune, nevoile simple ale cetățeanului. Un oraș curat. Un oraș în care să poți să-ți plimbi copilul pe trotuar în siguranță. Un oraș în care sătmărenii să poată... Să nu mai vezi... Sincer, acum iarăși fac o paranteză. Sătmărenii sunt oameni triști. Deci acest lucru trebuie să se schimbe și trebuie să se schimbe în primul rând prin la imaginea orașului. Să schimbăm întâi imaginea orașului și ulterior să abordăm și problemele de infrastructură punctual. Deci punctual prin accesarea de fonduri, măsuri concrete care pot avea o finalitate. Deci apa discutăm lucruri, promit al treilea pod. Nu se va întâmpla nimic dacă nu explic efectiv cum voi încerca să implementez. Din păcate am exemple concrete și cu fondurile europene pe axa 2014-2020. Avem 5 proiecte depuse la nivel de Consiliul Județean. Primăria municipiului Satu Mare a depus unul. Este trist. Nu știu ce, dacă se mai poate face ceva, dar încercăm. Se poate încerca o abordare frontală și poate reușim să schimbăm situația dată. Da, domnilor, ne place sau nu, primarii vor fi aleși dintr-un singur tur de scrutin. Așadar, prima șansă o are primarul în funcție. Tocmai acesta a fost probabil și motivul pentru care Liviu Dragnea, președintele PSD, a ieșit astăzi într-o conferință de presă și și-a expus nemulțumirea față de faptul că DNA a scos din cursă importanți primari ai PSD-ului. Domnule Cioncă, simțiți cumva că DNA și-a îndreptat atenția doar spre primarii dumneavoastră sau primarii dumneavoastră sunt mai corupți? Eu, în primul rând, dacă stau să mă gândesc, sunt toți primari care au câștigat din primul tur cu scoruri de 65% cel din Pitești, de USL, domnule Ciocan. Susținuți și de USL, deci atunci vina o împărțim, nu merge numai pe PSD. Acum v-ați împărțit pe și mine între primari. Un singur lucru care mă deranjează și mă surprinde este faptele, niciunul dintre ei n-am auzit să fi comis fapte în ultimii 4 sau 5 ani, ci undeva mai departe, inclusiv Olguța Vasilescu. Nu știu dacă, necunoscând situația dosarelor, nu știu dacă sunt vinovați. Cert este că instanțele ulterior sunt suficiente cazuri din care rezultă că instanțele ulterior au aplicat pedepse mici sau au chiar achitat.
Dacă acest lucru trebuia făcut, trebuia făcut la timp și, din punctul meu de vedere, nu într-o precampanie electorală, unde om poate să candideze. Are dreptul să candideze având prezumția de nevinovăție până în momentul în care îi se aplică o pedeapsă, ceea ce nu se poate întâmpla, având în vedere că partidele au stabilit niște criterii de integritate pe care se străduiesc să le respecte, tocmai în ideea în care să nu să decredibilizeze fața electorală. Nu prea respectă acele criterii de integritate, nici PSD și nici PNL. Până la urmă, domnule Ciocan, după cine plânge Liviu Dragnea? După Marian Vanghelie, după Radu Mazăre, după Olguța Vasilescu, după Sorin Oprescu? Astăzi a spus că se respectă calendarul electoral. Noi mergem înainte cu validarea candidaturilor pentru primari și, cum s-a exprimat dumnealui, ne rugăm ca fiecare dintre ei să aibă posibilitatea să ajungă în campania electorală și să candideze. Faceți rugăciuni și dumneavoastră la PNL, domnule Pop? Nu. Nu se roagă, dar sunt în această situație. Nu cred că să fac rugăciuni. Eu, care provin tocmai din mediul ăsta juridic și văd și aud multe, vreau să vă spun că de multe ori, fiind obiectiv la anumite lucruri, dar subiectiv, fiind om la alte lucruri. Mă doare când văd lucrurile astea, în sensul în care văd persoane care că făceau parte sau fac parte din PSD sau din PNL, aveau totuși o imagine publică bună, multe dintre aceste persoane, de primari de municipii. Și până la urmă îți dai seama, la o mare parte dintre ei, nu la toți, pentru că așa cum ați spus, trebuie să fim corecți. E prezumția de nevinovăție, da. Există ulterior o judecată, acolo poate fi o soluție de achitare sau alte lucruri de acest gen. Dar, în mare, îți lasă un gust amar. Pentru că tu îl pui pe omul acela pe un piedestal, tu ca om simplu, îl vezi ca persoană reprezentativă, nu? Când te gândești la orașul X, eu cel puțin de multe ori îmi vine în gând un anumit primar. Uite, exemplu Baia Mare, că e într-o situație asemănătoare cea pe care o prezentați. Sunt realitățile vieții. Pentru că și asta nu ține neapărat de partid. Ține de moralitatea fiecăruia, de corectitudinea fiecăruia. Nu știu ce să vă spun. Cum va continua această campanie electorală din punctul dumneavoastră de vedere? Campania în sine, pe țară, per total sau municipiu? Pe țară, mă gândesc. Putem să ne referim și la municipiul Satu Mare? Putem să vorbim și pe plan național? Pe plan național, eu cred că cel puțin în partea de sud a țării și în partea Moldovei, în general, fiind un singur tur, se cam știu favoriții. Marile bătălii sau marile semne de întrebare vor fi ca de fiecare dată. În marile orașe, în centrele universitare și în orașele din Transilvania. Din punctul meu de vedere. Eu am un comentariu legat de lege, de legea electorală. Cum e posibil ca o lege electorală să creeze mai multe posibilități de a face campanie în perioada de precampanie decât în perioada de campanie? Este o anomalie, e de neînțeles. Legea este electorală, deci ca atare acea lună în care se poate face campanie, ar fi trebuit să permită. Nu mă refer aici la cheltuieli materiale, pentru că totul a plecat de la oprirea acestor cheltuieli materiale care deja depășise orice limită. Și acum ne încadrează exact. Știți care va fi dictonul în campania electorală apropo de candidați? Că nu știu în ce măsură ei vor cunoaște foarte bine legea și o vor și aplica. Scapă cine poate. O să fie atâtea domnilor, probleme. De fiecare dată zic când... Zic că e un pic cam trist dacă când punem așa problema, domnul Ciocan. Da. Totuși, hai să recunoaștem o realitate. În general, candidau oamenii care aveau și o susținere financiară sau așa se punea problema la nivel de candidatură. Este un trist adevăr. Se investeau sume enorme în campania doamna asta la Cădar. Probabil că și acum se vor investi. Și acum, și în prezent. Acum dacă există... respectă legea, are, de exemplu, candidatul pentru municipiu are 105.000. Asta e toată suma pe care o poate cheltui în campania electorală. Se pot cheltui prin acte de donații, care din câte știu se pot autentifica la notarie. Iar vă știu foarte bine legea. Deci prin toate sursele care le ai la contul acela pe care îl deschide... Atunci, cum vă explicați că unii candidați deja au consultanți în PR?
oameni care costă mulți bani, deci nu... Cantitatea preelectorală, adică perioada preelectorală. Tot ce legea nu interzice până la începerea campaniei, poți face. Când a început campania, s-a terminat. Efectiv, te încadrezi exact în sumă, iar această sumă poate deveni prin surse de sponsorizări legate, contribuție. Sursele care pot fi restituite acei, dacă faci pragul de 3%? Sau la care sumă? Nu, eu mă refer la suma pe care poți partidul, dacă partidul face acel prag de 3% în campania electorală, sumele pot fi restituite și sunt și niște sume destul de frumoase. Dacă nu mă înșel, la nivel de municipiu se pot restitui până la 15.000 de lei per consilier. Per consilier. Da. Satul Mare fiind un municipiu de rang 2, din păcate, că am ajuns municipiu de rang 2, cu o candidatură la primărie, apropo, dacă mai vrea cineva să candideze, este minim 500 de semnături, da. Era 1.000. Acele sume pot fi restituite, deci 23 de consilieri sau 26. Cui le restitui? Ce anume? Cui restitui sumele? Restitui la cei care, cum v-am spus, au făcut donații. Peste 20.000 de lei, acele donații trebuie să fie însoțite de acte autentificate la un birou notarial. Și acele sume, dacă respectă procedura și sunt transparente, prin conturi bancare, viramente bancare, acele sume... Eu zic în chestiuni tehnice, exact, care nu interesează pe telespectatori până la urmă aceste date. Este foarte important, paranteză, pentru că eu, părerea mea este că va fi una dintre, sper, una dintre cele mai curate campanii de după Revoluție. Deci este foarte important, doamna Cădar. Și din punct de vedere al acestei legi, și din punct de vedere al corectitudinii și al încercărilor de... Plus, vedeți că limitează, că am citit cu mare atenție legea, de altfel am și prezentat-o celorlalți, limitează foarte mult legea. Nu ai voie, de exemplu, să-ți iei pe tine o geacă pe care nu scrie... Nu ai voie. Deci, domnul Ciocan, cum se face că de fiecare dată invitații noștri care trec pe aici prin studioul Informația TV, care sunt și politicieni, se tot plâng de legi? Ați uitat oare că legile sunt făcute în Parlament de politicieni? Astăzi, surprinzător pentru mine, președintele a afirmat că trebuie să facem noi legi. Legile le face Parlamentul. Nu le face președinția. Iar legile sunt de calitatea care sunt, nu le dau calificativ, pentru că cei, legiuitorul ăsta, cel care face legea, nu gândesc ca lumea, nu au profesioniști în domeniu sau ceva se întâmplă. Domnul Ciocan, sau ați le fac spus cu dedicație. Acum exact ce spuneam eu la începutul emisiunii. Da. Așa știu partidele politice să-și desemneze candidații pentru anumite funcții, pentru Parlament, pentru primării și așa mai departe. Ei, în această situație, de ce veniți dumneavoastră și acuzați electoratul că nu este instruit, că nu știe să-și aleagă conducătorii? Păi, electoratul nu are de... Doamna Stella Cădar, concluzia trage-o eu și adevărul este că, din păcate, tristul adevăr al... politicii de după Revoluția, politica a reprezentat o investiție pe termen scurt. Ăsta este purul adevăr. Și de aici și consecințele de rigoare. Deci cei care aveau resurse financiare, care puteau să iasă cu aceste resurse și să le pună la dispoziția mașinaționilor de partid, au făcut scor electoral. Credeți că electoratul nu știe lucrul ăsta? Păi știe, pe tocmai de-aia spun. Eu spun. Electoratul știe, dar de ce n-a acționat electoratul? Păi electoratul... De ce nu se implică politic? De ce n-a mers la vot? Electoratul este scârbit. Unde să se implice politic, domnule Ciocan? În partide. Da, uite, la mine dumneavoastră, care nu s-a deschis. Așa, ai ce mă dat pe toate. În partidele în care oricum n-ar rezolva nimic, domnule Ciocan... Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV.